Bun găsit, dragi prieteni, și bine ați venit la Sens TV. Sunt Sorin Manea și vă prezint Sens Național. Cele mai importante evenimente care se întâmplă în lume le aducem aici, le analizăm alături de invitații noștri de prestigiu. Haideți să vedem ce vom discuta în această seară. Discutăm despre operațiunea Doppelganger, care scoate la lumină modul ingenios prin care Rusia își bagă coada în democrațiile occidentale și lipsa de reacție a autorităților. Volodymyr Zelensky este temperat de americani pe fondul dorinței sale de a ataca teritoriul rus cu arme americane. Este haos total în Germania din cauza partidelor satelit ale Kremlinului. Și ce se ascunde în spatele propunerii de pace a lui Vladimir Putin înainte de alegerile din SUA și odată cu venirea iernii? Când nu vorbesc rușii, vorbește Victor Orban în numele lor, dar acum pune degetul pe rană și spune că pacea acceptabilă pentru Ucraina și Rusia s-ar putea să nu vină niciodată. Rusia și Arabia Saudită fac jocurile pe piața petrolului, iar ultimele decizii vor influența piața mondială în următoarea perioadă. Vecina noastră, Maia Sandu, atrage atenția asupra campaniei electorale din Moldova, unde preoții sunt tot mai des în pelerinaje, la Moscova. Dragi prieteni, toate aceste lucruri le vom discuta alături de domnul Alin Niculescu, istoric, alături de noi în studio. Bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și dacă este luni, alături de noi, prin apel video, este domnul general Alexandru Grumaz. Bine ați venit, domnul Grumaz! Mulțumesc, domnul Sorin, de invitație și îl salut și pe colegul meu de platou virtual. Vă salut! Dragi prieteni, dragi invitați, iată care sunt temerile pe care le are lumea occidentală în momentul de față, pentru că tocmai s-a descoperit o operațiune sau i-au dat de cap specialiștii în tehnologii. Această operațiune se numește Doppelganger, care o să vedeți în următorul material, este foarte complexă și probabil că mulți dintre dumneavoastră chiar ați căzut în capcana acestor informații care circulă pe internet. Haideți să vedem despre ce este vorba. Pe 4 septembrie, Departamentul Trezorăriei din SUA a anunțat că a supus sancțiunilor 10 cetățeni ruși și două entități pentru participarea la influențarea malignă a alegerilor prezidențiale din noiembrie. De asemenea, Departamentul de Justiție a confiscat 30 de domenii de internet. Un informațian al SUA este prin secțiunea de comentarii ale rețelelor Twitter, actualmente X. Rețelele folosite pot părea distincte, ele sunt strâns legate una de alta, pentru că activitățile lor se suprapun și se întăresc una pe cealaltă. Da, domnule general, acum mă încearcă doar un sentiment așa de stupoare, cum au fost nevoie de câțiva ani de zile până când autoritățile să-și dea seama de aceste mecanisme ale Rusiei, care, dacă e specialist în ceva și nu a dat greș niciodată, este vorba de manipulare. Da, în media e foarte greu să-ți dai seama de unde vin informațiile și îți trebuie ceva timp. Americanii au început mai devreme, având experiența din 2016, când a fost ales Trump pentru prima dată. Această operațiune de propagandă și dezinformare a Moscovei este, de fapt, hai să zicem, un război psihologic. Foarte bun materialul cu care aproape. Ați spus bine, redirecționarea traficului, lucru cu comentariu, lucru cu influenți, articole analitice, realitate augmentată, media oglindită, falsuri, etc. Pentru a destabiliza societatea. Ei, potrivit unor extrageri din aceste 277 de pagini, germanii sunt mai dependenți decât francezii, spune documentul rus. Deci au fost atacate și folosite nume pe cum Bild, Spiegel, Welt, Faz, Süddeutschland, în audiență reacții raționale. De ce noi, de exemplu, trebuie țările occidentale? Și mi-aduc minte de o operațiune desfășurată de URSS în Cehia, într-un lac unde au aruncat documente care incriminau pe cancelarul Germaniei. Acele documente au fost scoase de niște scafandri cehi într-o expediție
așa zisă de explorare. Ca niște oameni liniștiți, bem cafeaua, un biscuițel, ceva lângă și citim știrile. Și s-ar putea dintr-o dată să ți se pară că o publicație a luat o razdă, știam serioși pe băieții ăștia. Dar s-ar putea să nu fim în fața acelei versiuni pe care ar trebui să o vedem și să avem o versiune clonă făcută de niște angajați ai guvernului de la Kremlin. Și asta e vizibil, se vede în anumite state, dacă accesezi publicații online, te redirecționează automat către platforme de genul ăsta. Eu personal am pățit. Trebuie să înțelegem că Rusia este într-un război cu lumea occidentală și ea apelează la... Și nu de azi de ieri. Exact. Cred că dintotdeauna, pentru că ei se simte amenințată complet de democrație, libertate, liberă circulație și atunci urmăresc cu orice preț să distrugă această lume occidentală și acest ideal al libertății și al democrației, pentru că ei sunt un stat dictatorial, militarist, care nu apreciază libertatea individuală, ci doar realizările de grup făcute sub presiune sau sub amenințare. Ăsta e tipul de stat din totdeauna care a ajuns să fie unul dintre cele mai mari imperii ale lumii. Problema este că, în afară de războiul fierbinte, militar, pe linia frontului, cu armament, cu muniție, cu morți, cu rachete care intră în spitale, în școli, în mai nou folosesc și arme chimice, gaze iritante, le folosesc din ce în ce mai des și au succes. Există acest război informatic, acest război propagandistic. Ei folosesc propaganda, maestrii propagandei au fost comuniștii, care au și spus că e una dintre cele mai teribile arme propaganda. Au reușit să modifice mentalitatea zeci și sute de milioane de oameni de-a lungul istoriei. Au fost regimuri comuniste în zone ale lumii unde nu te așteptai, prin propagandă și prin finanțare și prin unor gherile și prin minciuni absolut penibile legate de comunism și de structura socială a comunismului. Este un război, nu sunt numai angajați civili, sunt unități militare dedicate războiului electronic și războiului informațional. Sunt mii și mii de ofițeri, de ingineri de IT care folosesc absolut toate metodele posibile de a influența. Lucrurile sunt simple. Unde vedeți știri pozitive despre Rusia, când noi vedem exact ce face Rusia și nu de ieri de ani, ci de sute de ani, este clar că acolo este ori un site fals, clonat, ori este plătită cu bani negri de la Moscova acea publicație sau acel vector de opinie, jurnalist, editorialist, să scrie ceva. Nu poți să scrii ceva pozitiv despre această țară. Pur și simplu nu poți. Adică lucrurile sunt atât de bun simți și de atât de simple și vezi ce fac și nu de azi, încât orice știre pozitivă despre Rusia e foarte greu să mai vină din convingere. În comunism aveau această strategie a ideologiei în care se ascundeau în spatele luptei de clasă și în spatele echității sociale, dar acum nu mai e cazul. Este un stat mafiot, este un stat semifascist, acolo e o oligarhie financiară controlată de un mare boss mafiot, Putin. Deci este clar că atacă orice nu-i convine, are în continuare acest vis sinistru al Imperiului Sovietic, este nebunit după posesiuni în Europa, pentru că, într-adevăr, în acest imperiu, nu pot să-i zic țară, această federație enormă care de la strâmtoarea Bering până în Donbass, zonele cele mai civilizate, cele mai dezvoltate, unde etnic rușii au trăit, sunt în părțile europene și de asta țin disperat de Europa. Ei își dau seama că dacă vor pierde partea europeană a Imperiului Sovietic, ei vor deveni o țară predominant asiatică, o putere mai mult asiatică. Asta așa la nivel macro. La nivel de război informațional, sunt extrem de activ și nu de ieri de azi. Sunt extrem de activ din totdeauna, de când s-a creat internetul și au creat unități de servicii de informații speciale unde au angajat, rețineți, mii și zeci de mii de oameni, de la ofițeri, contractori civili care lucrează și strecoară de la lucruri foarte fine, sesizabile foarte greu
și doar de cei care au informații și au cunoștințe istorice și au cunoștințe despre societate și politică și societatea și politica globală înțeleg anumite lucruri, până când la lucruri absolut stridente, unde clonează site-uri, unde înjură în continuu că în Occident totul e pe moarte, că urmează război civil în Statele Unite, că cultura LGBT a preluat conducerea complet, că bărbații sunt forțați să devină femei și lucruri din astea stridente care încă nu prind masiv. Dar sunt lucruri extrem de subtile. Se implică în alegeri, urmăresc tendințele în urma fiecărei dezbateri electorale, analizează cu inteligența artificială ce place publicului, ce nu place, lucrează până în cele mai fine locuri ale psihologiei umane și sunt foarte, foarte periculoși, pentru că și-au dat seama că ei nu pot învinge decât din interior și din psihicul celui care dorește libertate, democrație, capitalism, dreptul de a decide ce face cu el, cu banii lui, cu viața lui, cu timpul lui, și atunci vrea să-i modifice pur și simplu structura psihică, încât, pentru că din punct de vedere al capitalului, al armamentului, ei nu pot învinge lumea occidentală. Nici ei, nici China, nici o altă tiranie. Da? Și atunci vor să lucreze, să submineze din interior și reușesc lucrul ăsta. Acum, pentru că democrația e generoasă, e relaxată, nu este pe picior de război. În țările occidentale nu există unități de dezinformare formate din mii de oameni. Când nu văd scopul, dar uite că împotriva Occidentului și a democrațiilor occidentale sunt îndreptate, asta este una dintre, părerea mea e că e cea mai periculoasă armă. Nu armamentul nuclear, nu rachete, drone din Iran, din Rusia, ci pur și simplu pentru că ei se vor opri undeva la marginea Ucrainei, dacă ipotetic câștigă, pentru că nu au curaj să atace NATO. Dar vor lucra în continuu pe această latură a dezinformării și a modificării structurii psihologice a lumii occidentale. Și asta o fac de zeci de ani. Și au reușit parțial. Acum, pentru că ați spus... Da, e o chestiune... Da, domnul general, vă rog. Mi-a adus aminte ce vorbea colegul meu, Sorin, înainte, de afirmația lui Brejinski. Rusia, Ucraina e imperiu. Rusia fără Ucraina e o putere asiatică. Asta e definiția Rusiei, dacă vreți să fim corecți. A dat-o Brejinski în Marea Tablă de Șah. E clar că asta își dorește Putin, un imperiu. Un imperiu în mijlocul Europei, nu un imperiu în mijlocul Asiei, unde deja are o grămadă de subordonați care aproape nici nu mai contează. Ați văzut că sunt sau nu aparțin curții penale internaționale sau nu? Nu se întâmplă nimic acolo odată ce Putin ajunge în vizită. Deci dezinformarea, maschirovka, asta a fost aplicată de ruși în timpul celui de-al doilea război mondial. Au fost printre puținii care alături de englezi au făcut acele tancuri din cauciuc care le-au pus, pe care le-au bombardat nemții și în Anglia și în URSS în vremea celui de-al doilea război mondial. Maschirovka este cuvântul care le place generalilor ruși și pe care o folosesc de fiecare dată, de câte ori au această posibilitate. Acum, pentru că am vorbit de arme, tot apare pe tapet acest subiect. Când nu sunt polonezii care cer să atace drone și avioane în spațiu aerian ucrainean, iată vin ucrainienii care cer americanilor să poată să atace, la rândul lor, în zona Rusiei, obiective mult mai importante decât ce au ocupat ei până acum. Și de fiecare dată NATO vine cu același refuz. Refuz pentru Polonia, refuz pentru Ucraina. Haideți să vedem despre ce este vorba și încercăm să vedem ce anume țintește NATO, Statele Unite, Occidentul cu această chestiune. Volodymyr Zelensky s-a întâlnit în Germania cu reprezentanții aliaților Ucrainei. Le-a cerut să ignore liniile roșii impuse de Moscova și să permită Kievului să folosească arme cu rază lungă de acțiune pentru a efectua atacuri pe teritoriul rus. Dar secretarul american al apărării a respins încă o dată cererea Ucrainei la finalul reuniunii găzduite la baza aeriană de la Ramstein.
La o lună de la începutul invaziei în regiunea Kursk, spune Zelenski, ucrainenii controlează un teritoriu de 1300 de kilometri pătrați și 100 de așezări. Cităm: Putin vrea mai mult să ocupe teritoriile ale Ucrainei decât vrea securitate pentru Rusia. Nu-i pasă de pământul și poporul rus. Vrea doar să acapareze cât mai mult din pământul nostru și cât mai multe dintre orașele noastre. Trebuie să forțăm Rusia să caute pacea. Trebuie să facem astfel încât orașele rusești și chiar soldații ruși să se gândească la ce au nevoie, pace sau Putin, a spus Zelenski. Escortat de avioanele NATO, președintele Zelenski a ajuns la baza Ramstein din Germania pentru a participa la întrevederea așa numitului grup de contact pentru Ucraina. Grupul reunește mai mult de 50 de țări partenere care încearcă să asigure resurse pentru forțele ucrainene în războiul cu Rusia, de la obuze de artilerie până la sisteme antiaeriene de apărare, armament cu rază lungă de acțiune și mai recent avioane F-16. Domnule Niculescu, aș începe cu noastră. Vedeți, există tot timpul temerea asta a Occidentului de a face pași. Până la urmă, care este temerea? Că vor da drumul la bombe nucleare? Care este temerea pe care o are Occidentul legat de a permite Ucrainei să atace Rusia, dacă poate? Occidentul nu caută conflicte. După sute de ani în care au fost în conflicte între ei cu toată lumea, în ultimii ani, Occidentul, civilizația occidentală, nu dorește război. Război fierbinte, cu bombe, cu atacuri militare, cu linii de front. Deci, pur și simplu, este o structură interioară a Occidentului. Nu caută escaladare de conflicte. Problema este că Rusia este o mare putere militară. Are armament greu, masiv. Rusia n-a ridicat bombardiere, n-a atacat orașele masiv. Are o putere militară și o putere de distrugere enormă. Nu este o țară cu tehnologie de vârf la nivel total, dar este o țară cu o mare putere militară de distrugere, cu mare putere de foc, ca să zic așa. Cred că domnul general poate să mă corecteze mai bine în termenii militari. Și atunci Occidentul încearcă să tempereze așa zisele pretexte ale Rusiei de a escalada. Oricum, dacă escaladează, escaladează în Ucraina. Nu-și permite să escaladeze din punct de vedere militar fierbinte în țările NATO, decât prin aceste incursiuni pe internet, prin aceste dezinformări și această propagandă deșențată împotriva Occidentului. Și atunci Occidentul nu poate să dea mână liberă Ucrainei să atace masiv, pentru că va primi, noi suntem conștienți că va primi înapoi de câteva ori mai mult decât ceea ce dă. Și scopul nu este să se distrugă Ucraina și să și în același timp și Rusia să se distrugă, ci pur și simplu Occidentul încearcă să oprească acest atac sinistru de tip hitlerist cu cât mai puține pagube pentru Ucraina în primul rând, chiar și pentru Rusia și pentru toată lumea. Deci nu poți să ataci Moscova direct. Se pot da niște rachete, se pot ataca, garantat ar exploda pe acolo câteva clădiri, dar ce se va întâmpla după? Da, ce se va întâmpla, domnule general Alexandru Grumaz, dacă Occidentul va permite Ucrainei să atace Rusia, așa cum spunea și domnul Alin Niculescu, să ataci Moscova cu câteva rachete așa de probă? Motivul invocat inițial, atenție, pentru că au fost o serie de motive invocate de-a lungul timpului, nu este pentru prima dată când Zelenski cere să folosească atacul MS care au venit mai târziu, dar primele rachete de rază lungă au venit Storm Shadow și Scalp, Storm Shadow britanice și Scalp franceze. Motivul invocat a fost escaladarea pe care ar putea o face Rusia și în special un răspuns nuclear la tactic la ceea ce ar face aceste rachete pe teritoriul rusesc. Zgomotul nuclear sau al sabiei nucleare al lui Putin este expus din timp în timp, așa ca o sperietoare. Rusia nu va folosi arme tactice. Dar asta înspăimântă pe mii de ucrainieni care își părăsesc casele, creând de fapt o criză a refugiaților în țările din jur. Numai datorită acestor declarații. Uitați-vă la reacția propriilor noștri concetățeni.
în momentul în care îl aud pe Putin vorbind de reacții nucleare, de lovituri nucleare. Oficial nenumiți de la Pentagon au sugerat că administrația lui Biden nu dorește să pună în pericol o resetare a relațiilor cu Moscova la un moment dat în viitor. Ori folosirea acestor rachete ar pune în, evident în pericol această resetare. Mulți au vorbit că nu sunt destule obiective militare în raza de acțiune a rachetelor acestea, Attack MS, Kalb și Storm Shadows, care au o rază în jur de 300 de kilometri și poate puțin mai mult peste 300. Institutul de Studii al Războiului a făcut un calcul al obiectivelor din jurul graniței posibile de lovit cu aceste rachete. Sunt 250 de obiective militare, atenție, dintre care doar 17 sunt aerodromuri de pe care aeronavele pot pleca și pot lansa acele bombe de planare care îi fac pe ucrainieni, inclusiv în momentul atacului, să părăsească tranșele. Multe dintre acestea sunt baze militare, stații de comunicații, centre logistice, depozite, depozite de combustibil și depozite de muniții, care ar fi greu de mutat fără consecințe grave pentru efortul de război al Rusiei. Deci asta trebuie să înțelegem. Dar, vedeți, mai este un lucru. Ucraina, deși este în război, a început să-și diversifice producția de arme și rachete. Se apropie lansarea primei rachete balistice ucrainiene, care este o evoluție, spun specialiștii, anumiți specialiști, probabil a rachetei Krim-2, care au produs-o în vremurile sovietice. Țara vecină nouă a devenit un centru, a fost un centru de al programelor sovietice pentru rachete strategice și de croazieră. Deci nu e foarte greu să reiei această operațiune. Mulți din occidentali își doresc ca această linie roșie să fie exclusă, și mai ales țările baltice. Numai că problema, vorba ministrului apărării canadian, problema este a celor care dau rachetele, americanii, englezii și francezii, să șteargă această linie roșie și să poată ucrainenii să lovească, să le folosească în adâncime. Și mai e un lucru, mai are un moment Zelenski, se întâlnește cu Biden acum la reuniunea adunării generale de la ONU și probabil că va insista din nou asupra acestui folosirea acestor rachete. Deși Lloyd Austin, secretarul apărării, a spus clar, rachetele nu sunt un game changer. E foarte greu la ora actuală să reiei întreg teritoriul pe care Rusia l-a ocupat și l-a consolidat cu linii de protecție împotriva tancurilor și a transportoarelor blindate, linii strategice de apărare. Vom vedea. Este un război în desfășurare. Eu zic că 2 ani mai durează în mod sigur. Domnule Niculescu, după finalizarea alegerilor din Statele Unite ale Americii, credeți că aceste linii roșii ar putea fi reevaluate de către lumea occidentală? Sau nu este timingul corect pentru asta? Sau, adică, există posibilitatea asta ca Occidentul, în funcție de timingul corect al lumii în care trăim, să treacă totuși la acordarea pentru Ucraina, sprijinul ăsta total, adică dacă îi dai rachete, lasă-le să le și folosească unde vrea. Repet, Occidentul nu dorește escaladare. De asta... Deci nu e vorba de timing, e vorba de o strategie care nu ține. O filozofie politică, o filozofie a democrației, a libertății. Nu dorim să distrugem națiuni pe motiv că ne deranjează într-un fel sau altul. Deci
pur și simplu Occidentul nu a făcut decât să ajute pentru a stopa această evoluție sinistră, pentru că Putin face asta de când a venit la putere. În Cecenia, în Daghestan, unde se duce. Deci el atacă, distruge orice fel de opoziție. Dacă nu reușește soft, trimite armata și distruge tot. Deci ăsta este genul. Și deja făcând asta în Ucraina, nu prima oară, ci a doua oară, după ce a pus mâna pe Crimea, a atacat frontal Ucraina și a vrut să preia tot statul, atunci Occidentul n-a mai avut încotro. Oricum, Putin a atacat crezând că Occidentul, bazat pe această filozofie a non-combatului și a pacifismului, nu va acționa. Acum nu a acționat nici în alte dăți. Ei bine, acum a acționat, dar acționează cu frâna de mână trasă. Chiar dacă va veni Trump la putere, chiar dacă vine Kamala Harris, ei, Occidentul va ajuta în continuare Ucraina. E adevărat într-un mod mai pregnant sau nu, în funcție de ce. Este clar că dacă vine Trump, lucrurile din partea Americii se vor opri, dar sunt sigur că vor fi alte țări care vor ajuta din Europa. Bine, aici există și un pic de ipocrizie, pentru că noi vorbim de țări din Occident care sunt mari exportatoare de armament. Sunt concentrate și axate pe industria de apărare. Avem Dassault din Franța, avem Rheinmetall, avem o grămadă de companii care sunt axate pe industria de armament. Ăștia fără război, ce o să fac? Axate sunt fiecare țară dezvoltată, tehnologii care o industrie, are niște companii care produc armament. Occidentul, nefiind un stat, nefiind un concept de militarizare și de aprovizionare internă, cum fac rușii, ei produc armament în primul rând pentru ei, pentru că sunt paranoici și vor să atace și se simt atacați din toate părțile, normal că fac export și au tehnologii, dar după cum s-a văzut în războiul ăsta, Occidentul are companii foarte puține și are capacități foarte mici pentru a susține un război intens. Deci a zice că Occidentul este într-un deficit enorm. Noroc cu Statele Unite. În anii 90-2000 au încercat consolidarea industriei de apărare europene, adică transformarea micilor companii și aducerea lor împreună în conglomerate ale industriei de apărare și axarea pe produse ale viitorului, nu pe producția de zi cu zi necesară dotării armatelor. Și uite așa au ajuns astăzi, încât Germania, care este cel mai mare producător de armament alături de Franța și Marea Britanie, să n-aibă arme pentru propria armată. Deci ajungi ca din 18 elicoptere marine, navale pe care le ai, să nu poți folosi două. Dacă citești ceea ce scrie Bundestagul, Parlamentul German, în rapoartele sale anuale, te iei cu mâinile de păr despre armata germană. Lipsă de oameni, lipsă de tehnică, tehnică nefuncțională și așa mai departe. Adică, ca să trimiți tancuri în țările baltice sub comandă germană, iei de la mai multe unități tancuri. Pentru că n-ai o unitate completă cu tancuri să le trimiți acolo. Asta e Germania la ora actuală. Aia 100 de milioane pe care Scholz le-a promis, n-apucă să le dea pentru că nu o să mai apuce să guverneze. Da, haideți să vorbim de Germania. Dacă aveți ceva de completat, domnul Nicolescu, da, vreau să spun o să trecem tot la Germania. Da, asta vine din, repet, din mentalitatea decentă și umană a Occidentului. Când a fost o confruntare dură între blocuri cu războiul rece, cu NATO versus tratatul de la Varșovia, atunci, într-adevăr, se înarmau, aveau trupe numeroase, după care, pur și simplu, au crezut că Rusia s-a schimbat. Nu, nu s-a schimbat deloc. Este același stat sinistru, același stat, același imperiu militarist, același imperiu al răului, cum a spus Ronald Reagan în anii 80, continuă să facă lucrul acesta și Occidentul, imediat după ridicarea cortinei de fier, a dezescaladat, a redus armata, a redus capacitățile militare, capacitățile industriale militare și acum se vede din nou într-un război dur, fierbinte, unde nu ar face față. Dar asta nu ar face față pe moment, pentru că și rușii sunt conștienți că dacă NATO se capacitează și marile puteri occidentale și NATO, care are cel mai mare PIB pe cap de locuitor și are
PIB-ul de mii de miliarde, de sute de mii de miliarde adunate la un loc, în decurs de 6 luni, un an de zile, împresurează toată planeta cu armament, dar nu ăsta e scopul. Haideți să vorbim puțin și despre Germania, pentru că, iată, ceea ce ni se părea nouă că este înfricoșător, așa, în Germania, extrema dreaptă, AfD, are și un echivalent, vedeți, se contrabalansează cumva polii și avem și o extremă stângă. Haideți să vedem despre ce e vorba și cât de îngrijorător ar trebui să fie pentru viitorul Europei acest moment politic din Germania. O dezbatere aprinsă asupra Rusiei dă peste cap politicile de obicei mai provinciale ale statelor din estul Germaniei, iar lui Vladimir Putin probabil îi place. Duminică, la alegerile regionale din estul fost comunist, partidele prietenoase cu Rusia de la ambele extreme ale spectrului politic au crescut și cer deja ca liderii germani să schimbe radical modul prin care se raportează la Kremlin. Aceasta include alianța Sachra-Wagenknecht, prescurtată BSV, de stânga populistă, un nou partid numit după fondatorul său, o icoană de stânga care a început în politică ca membru al Partidului Comunist din Germania de Est, care a ocupat locul 3 atât în Turingia cât și în Saxonia. Una dintre cererile post-electorale ale BSV este ca Berlinul să oprească un plan anunțat în iulie pentru ca Statele Unite să desfășoare rachete cu rază lungă de acțiune în Germania, începând din 2026 pentru a apăra teritoriul NATO. Putin, la scurt timp, a amenințat că va lua măsuri în oglindă, acuzând SUA și aliații săi de escaladarea tensiunilor. Cităm: mulți oameni se tem că Germania se va lăsa târâtă în acest război și mulți oameni văd și marile pericole ale planurilor americane de rachete, a declarat Wagenknecht la televiziunea publică germană după alegerile regionale. Membrii partidului ei, care susțin și oprirea ajutorului militar pentru Ucraina și negocierile de pace cu Putin, au sugerat de atunci că nu vor forma coaliții cu niciun partid care susține prezența rachetelor americane. Cităm: vedem că aceasta este o măsură care crește direct riscul de război pentru Germania și credem că un guvern de stat trebuie să își ridice cu adevărat vocea aici, a declarat Amira Mohamed Ali, co-liderul BSV la Radioul Public German. Poziția BSV pune într-o poziție dificilă Uniunea creștin-democrată, conservatoare, care a câștigat în Saxonia și a ajuns pe locul al treilea în Turingia. Întrucât toate partidele promit să nu guverneze cu alternativa pentru Germania de extremă dreaptă pro-Rusia, în ciuda avântului partidului în alegeri, CDU urmează să conducă discuțiile de coaliție. Dar în noul peisaj politic fragmentat al Germaniei, CDU are nevoie de BSV ca partener de coaliție. Un astfel de parteneriat ar fi însă foarte dificil. Liderii CDU la nivel național resping categoric pozițiile BSV față de Rusia și acuză partidul că este un instrument al Kremlinului. Da, domnule general, deci doamna Sara Wagenknecht este un fel de, adică nu vreau să duc în derizoriu discuția asta, are aceleași linii directoare din punct de vedere politic ca și doamna Șoșoacă în mare parte. M-am uitat pe declarațiile dânsei, m-am uitat pe lor de poziții în evenimentele la care a participat. Este cumva în oglindă. Diferența este doar că doamna Șoșoacă este un pic așa și doamna Wagenknecht este mai suplă. În rest, ideile sunt aceleași. Acum întrebarea este cu cine vor putea să guverneze în mod logic și normal creștini democrații, cu stânga asta de extremă stângă sau cu dreapta cealaltă extremă dreaptă? Deci noi la ora actuală avem o litanie de crize, de la imigrație la inflație și la războiul din Ucraina. Acest lucru i-a ajutat pe populiști să obțină victorii electorale, nu numai în Germania, în Italia, în țările de jos, în Suedia, în Finlanda, în ultimii ani. Pentru unii care fac sondaje și alții analizează lucrurile, crizele astea nu sunt o noutate. Ceea ce este nou este încrederea care se prăbușește. Încrederea alegătorilor că guvernele alese le pot rezolva crizele. Alegătorii se adună sub steag. Și vă aduc aminte, s-a întâmplat la 11 septembrie, după criza financiară, chiar și în faza inițială a COVID-ului. Nu astăzi. Crizele se înmulțesc și sprijinul pentru guvernare al populației este undeva
la fundul sacului unde rod șobolanii. Lipsa de încredere este parțială produsul unei retorici populiste stridente. Eu cred că crizele se strâng ca niște straturi într-un tort, un tort Doboș, de exemplu, mai repede decât pot fi rezolvate. Și putem face o analogie cu anii 1920 din Europa. Guvernele sunt copleșite. Se luptă să-i convingă pe oameni că, deși problemele sunt reale, ei sunt cei solvabili care pot rezolva aceste probleme. Tocmai că acest lucru nu se poate și vă aduc aminte despre Germania, de ce a dus la apariția AFD-ului. Criza financiară din 2008 a amenințat sistemul bancar. Guvernul german conservator a trebuit să anuleze proceduri parlamentare vechi de decenii pentru a aproba o legislație de urgență în câteva zile, nu în câteva luni. Vedeți? Numai în condițiile astea se pot mișca lucrurile. Această slăbiciune a fost punctul central al atacurilor populiste și am să vă dau un exemplu. Polonia 2000, populiștii polonezi, frații gemeni Kaczynski, pe atunci președinte și prim-ministru al Poloniei, au denunțat restricțiile impuse de statul de drept de timp posibil legal, justificând încercarea lor de a spori puterile executive. Deci, este foarte greu. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, vă mai dau un exemplu. Decizia Berlinului de a primi sute de mii de migranți blocați în Europa de Est în 2015 a fost contra administrației lui Angelei Merkel. Ea nu a vrut să-i primească. Pur și simplu nu a decis să deschide granițele, dar nu a reușit să le închidă. Asta e problema. În mare parte, de teama repercusiunilor legale, renunțând până la urmă efectiv la control. Și astea sunt lucrurile ca... S-ar putea ca Germania să ajungă la limitele compromisului politic. Ea are acea guvernare semafor. Asta este un semn, nu este un semn bun, deoarece acest lucru ar putea împinge majoritatea alegătorilor să ceară la guvernare un bărbat sau o femeie puternică. Unul care va decide fără să facă compromisuri. Asta este următorul pas al Germaniei, ca nu cumva AFD-ul și partidul acelei doamne care se ia de verzi în permanență, hai să-i zicem, omologa lui Șoșoacă, să nu participe la guvernare. Domnule Alin Niculescu, avem o situație sensibilă. Noi am mai vorbit despre asta aici la Sens Național, de situația sensibilă politic din Franța. Iată acum apare la Indigo o situație sensibilă, tot așa pe niște probleme reale ale societății în Germania. Se poate crea pe baza dărâmării acestor doi piloni politici de stabilitate ai democrației occidentale, se poate începe cumva dărâmarea spiritului occidental? Este o încercare de a dărâma acest spirit. În Germania, față de Franța, situația e mult mai complexă. Germania a fost un stat sfârtecat complet de al doilea război mondial, împărțit în două state complet diferite, cu o evoluție complet diferită. Vorbim de Germania federală capitalistă, unde erau staționate trupele NATO, și vorbim de Germania democrată comunistă, care era controlată complet de Uniunea Sovietică și unde staționau trupe ale URSS-ului masiv. Succesul acesta mare al extremei drepte și al extremei stângi are preponderent loc în landurile, deci în provinciile, în județele, ca să spun așa, din fostul RDG, din fostul stat comunist, care era un stat
închis, de tipul cum era și România pe timpul lui Ceaușescu. Muncitoresc. Un stat închis, unde nu exista emigrație, unde nu exista capitalism, era un stat complet controlat, unde nu erau permise niciun fel de libertăți. Era pur și simplu o închisoare comunistă, ca să zic așa. Și cu toate astea, există încă în mentalul celor din Germania de Est faptul că erau vremuri bune, era liniște, nu era emigrație, aveau locuri de muncă, nu veneau, nu mergeau la magazin și erau înjunghiați, nu se duceau în piață și intrau camioanele conduse de musulmani în lume. Deci în populația locală au anumite reminiscențe. Ei și suferă un pic de sindromul Stockholm acolo, pentru că Estul, cu toate că s-au băgat în ei mii de miliarde de mărci după aia de euro, el în continuare este o regiune a Germaniei cu un PIB mai mic decât partea vestică unde era RFG-ul, este în continuare subvenționată și susținută masiv cu subsidii din fosta parte de vest a Germaniei, chiar și după 34 de ani. Și mai este o problemă. Germanii de rând din Est au descoperit această problemă a emigrației, a libertății totale care vine și cu primejdii, de-abia de 20-30 de ani. Ei nu au istoria RFG-ului, care este un stat care s-a recreat și prin emigrație masivă de afară, cu populații venite din Turcia, venite din toată lumea, cu capital investit în Germania Federală din toată lumea, cu ajutor american, cu trupe americane care sunt pestrițe, sunt venite din toate regiunile statelor. Fiind un stat închis, a primit pe lângă o prosperitate rapidă și o libertate rapidă și o posibilitate de dezvoltare rapidă și aceste lucruri pe care nu le-au acceptat. Această emigrație masivă, această luptă puternică pentru acumulare, pentru capital, ei fiind totuși îndoctrinați într-un stil comunist puternic vreme de 50 de ani. Deci acolo e o problemă și între fostele state care au avut o evoluție complet diferită. Plus că extrema stângă a ajuns să considere după 35 de ani că cu rușii se poate discuta, că au stat în acele teritorii și n-a fost așa de rău. Și deci eu sunt de părere că suferă de un mic sindrom Stockholm. Pe de altă parte, Germania e un stat atât de important și ei au un sentiment de vinovăție atât de profund, încât nu cred că va ajunge la nivel de politică de stat nici extrema dreaptă, nici extrema stângă. Deci cred că se vor găsi soluții de compromis. Oricum, Germania este un stat care este renumit pentru stabilitate politică. Fac alianțe largi, dar fac alianțe largi discutând până la ultimul detaliu. Nu sunt scandaluri politice masive, demisii, probleme masive. Este un stat cu o mentalitate germanică, mai calmă, dar în același timp Angela Merkel a făcut o mare greșeală permițând intrarea masivă a milioane, repet, milioane de emigranți. N-a avut ce face, Sorin. Am spus, n-a avut ce face. Deci n-a mai putut stopa acea masă care a venit prin Balcani spre Germania. N-a avut cum să-i mai oprească la graniță. Domnul general, acea armadă a venit în urma discursului ei renumit, dacă căutați, în care a spus că îi așteaptă, că Germania se va schimba, că este deschisă la emigrație, că lumea evoluează și că nu este nicio problemă să vină, să devină un stat multietnic. Și atunci au fost încurajați. Deci Angela Merkel a avut o politică personală, fiind dintr-o familie de pastori, fiind din Europa de Est, încă cu mentalități egalitariste. Ea a avut cum să vă spune dumneavoastră, a avut un crez personal în a transforma Germania într-un stat multietnic egalitarist, ceea ce a dăunat grav filonului civilizațional și cultural al Germaniei. Și germanii de rând resping această emigrație masivă, pentru că nu se mai simt siguri. Acum câteva zile au fost înjunghiați, tot timpul sunt probleme, pe străzi sunt fete prinse. Este foarte grav să controlezi această emigrație masivă, că pentru că în aceste milioane de emigranți nu vin numai oameni decenți care fug de război. Vin și tot felul de infractori și de oameni cu probleme. Și cu probleme personale, oameni cu un nivel scăzut intelectual, civilizațional, chiar și pentru standardele din țările lor de origine.
Deci este o problemă mult mai complexă. Și cei din Europa, din Germania de Est, unde aceste partide au mare succes, deja au ajuns la o treime, ceea ce e foarte mult pentru Germania, nu au întâlnit lucrul ăsta până acum 10-15 ani. Germania de Vest e obișnuită cu emigrația turcă din anii 50-60, când s-au reindustrializat după al doilea război mondial. Au exportat în toată lumea, au călătorit în toată lumea, ceea ce în Germania de Est nu s-a întâmplat. Și este un fel de, recul psihologic al ex-germanilor, foști comuniști, față de această deschidere exagerată. Cam asta e... Deci, repet. Din punctul meu de vedere, nu sunt în totalitate de acord cu tine. N-ai cum să mă convingi. Germania este o țară în care 7 din 10 în timpul RDG-ului erau turnători la securitate, la Stasi. Este ușor condusă. Nu știu cine e domnul de care a vorbit Sorin, că ar fi spus chestia aia că FSB-ul conduce în Est, abar n-am, nici nu mă interesează. Cert este că e atât de bine implementat FSB-ul în Germania de Est, inclusiv la nivelul conducerii politice a Germaniei de Vest, a părții de Vest. Dacă te uiți, există o carte cel condus al lui Robin Alexander, care a reconstituit elementele din acea vară, după care mi s-a făcut și un film în care coloane de migranți, în principal din Orientul Mijlociu, au pornit în călătorie prin Balcan spre Germania. Este un serial TV care a documentat că guvernul Angelei Merkel nu a decis să deschidă graniță, ci pur și simplu nu a reușit să le închidă. În mare teamă de, cum am spus, de repercursiunile legale la nivelul Europei, toată lumea vrea să ne purtăm politically corect cu imigranții și cu... vedeți? Este această luptă, dacă vreți, dintre conservatorismul care vine din războiul rece și neomarxismul care a apărut ulterior în anii 2010, și această luptă, dacă vreți, o putem constata în Franța, la ora actuală, când Macron, care este un neomarxist, vrea să aducă un conservator prim-ministru Barnier. Barnier nici pe departe nu este un om al noului, este un om al structurilor vechi, conservatoare, pregătit de școala veche franceză, și cu asta basta. Deci lucrurile, e o luptă în continuă la ora actuală între nou și vechi în Europa. Cine va învinge va avea de condus întreaga umanitate zeci de ani de zile de acum încolo. Această luptă între nou și vechi este prezentă în Europa din secolul XIX. Are importanță. Acum s-a accentuat. Nici nu mai problema, problema este că acest nou încearcă să distrugă complet fundamentele civilizației occidentale. Asta este problema. Dai tu jos statuia lui generalul Lee. Te doare minte, adică nu te poți duce la Gettysburg și să dai statuia lui ăla jos. Păi asta e istoria. E războiul civil. S-a dus așa cum s-a dus în America. Te-a pus să dai monumente până Europa jos, că nu-ți convine ăla că a făcut nu știu ce. Băi, nene, lasă istoria să-l dai pe Columb jos. Vrei să-l dai pe amiralul Nelson jos? Băi, nu se poate. Adică chiar ne-am dus... Este o politică dusă de către profesorii din centrele universitare din Occident din anii 50-60... de a impune studenților și a impune mentalului viitorilor intelectuali, care acum deja sunt maturi, sunt chiar la pensie, dar la rândul lor au educat alte generații de studenți, în acest stil marxist în care este negat complet stilul conservator occidental și mentalitatea occidentală și capitalistă de a te dezvolta, de a cucerii, de a vrea libertate, de a-ți apăra familia, credința. Păi să am eu istoria României o oră pe săptămână, mă, în școală, și să nu vorbesc de cei mai importanți lideri ai acestei țări de-a lungul timpului.
Păi noi suntem grădina Maicii Domnului aici. Bine, dar aici mă văd nevoit să intervin. Domnul general, aici mă văd nevoit să intervin. Mai e și problema asta, adică până la urmă noi vom fi nevoiți să dăm crucile jos de pe statui și de pe străzi doar pentru că vin alte religii pe care noi le-am acceptat aici în Europa, pentru că au fugit din calea războiului. Vedeți situații din Franța, vedeți situații din Germania, unde se cere acum să nu mai, de exemplu, Parlamentul European se cere să nu mai porți cruciuliță la gât, că este lezată colega care poate că nu e de religie creștină. Înțelegeți? Asta este un adică simbol clar. Am ajuns, uitați-vă unde am ajuns. Nu e un simbol clar al propagandei neomarxiste. Deci eu vreau un lucru. Vreau ca copiii noștri să-și cunoască istoria națională. Asta vreau. Că-l pui pe Mihai Viteazul, că-l pui pe Ștefan cel Mare, și cu bune și cu rele. Ăștia ei, domnitorii, au fost uneori controversați, dar au făcut ceva pentru țara asta. Dom'le, asta trebuie să înveți ăla. Eu am învățat latină și mi-a folosit în liceu. Dădeam teză la latină. Nu vă mai spun când mă chinuiam și umblam cu cartea pe mână în fața blocului să învăț texte pe din afară ca să mă duc să scriu și eu ceva în teza de la latină. Dar mi-a folosit, a fost un lucru bun pentru cultura mea generală. Trebuie să scoți oameni cu o cultură generală, nu oameni cu o tabletă în față care să stea să bată tastele acolo și să joace Minecraft. Da, haideți să vorbim puțin mai aprins și despre Ucraina, pentru că am vorbit așa colateral despre Ucraina. Acum vreau să vedem un material în care ucrainienii își dau cu părerea despre intenția lui Vladimir Putin, încă o intenție de a face pace cu ucrainienii. Bine, și discuțiile astea despre pace în momentul în care tot cad rachete peste școli, peste spitale, este puțin cam ridicolă și cam cinică. Haideți să vedem materialul și revenim să analizăm. Șeful Centrului Ucrainean de Combatere a Dezinformării, Andriy Kovalenko, a declarat că dictatorul de la Kremlin, Vladimir Putin, dorește capitularea Ucrainei, astfel că discursurile sale despre pace nu reprezintă altceva decât capcane. Potrivit expertului, conceptele de pace și capitulare nu trebuie confundate, pentru că Putin are nevoie exact de capitularea Ucrainei, dictatorul fiind cel care revendică teritoriile ucrainiene și le-a și inclus în componența Rusiei printr-o serie de acte ilegale și nerecunoscute internațional. Cităm, avem nevoie de pace, dar de una corectă, conform normelor dreptului internațional, iar Putin nu este pregătit pentru așa ceva. Toate discuțiile despre Istanbul 2022, adică negocierile ruso-ucrainene de la Istanbul, nu ne vor duce înapoi Bahmutul sau distrugerea altor localități. Prin urmare, minte, el are nevoie de capitularea noastră, iar discuțiile despre pace sunt capcane și așa că acum mai bine de 100 de ani Rusia vrea să ne divizeze din interior, în jurul unor viziuni diferite, astfel încât să ne oprim rezistența, consideră Kovalenko. Din păcate, a mai adăugat acesta, Putin încă are nevoie de toată Ucraina, cităm, nu există nimic în comun în termenii de pace și capitulare. Putin vorbește despre dorința de capitulare a Ucrainei, a mai declarat militarul. Amintim că pe 5 septembrie Vladimir Putin a vorbit la un forum economic și a făcut noi declarații cinice cu privire la Ucraina. Dictatorul rus a afirmat că Federația Rusă va proteja întotdeauna interesele ucrainilor care apără limba și tradițiile ruse. În plus, potrivit lui Putin, Rusia nu ar fi refuzat niciodată negocierile cu privire la Ucraina, dar nu pe baza unor cereri efemere, ci pe baza unor parametri conveniți la Istanbul. În opinia liderului de la Kremlin, Ucraina a fost mulțumită de acordurile de la Istanbul, dar a abandonat proiectul doar din cauza Occidentului. Da, cine poate să ofere în momentul de față garanții despre o pace în Ucraina, domnule general? Vedem că aceste lucruri pe care le tot readuce în discuție Vladimir Putin sunt doar așa la trecerea timpului, pentru că probabil între timp a mai bombardat câteva localități din Ucraina cerând discuții despre pace. Nu ar duce nimeni, nu poate nimeni să schimbe situația din Ucraina. Chiar dacă va veni Trump, nu există o soluție la ora actuală pentru oprirea războiului din Ucraina, atât timp cât ucrainienii au pierdut 20% din propriul teritoriu
nu mai au ieșire la Marea Azov, nu au peninsula Crimeea, au mai rămas cu un port Odessa. Deci în aceste condiții și acela a bombardat în continuu, plus porturile de la Dunăre, bombardate în continuu de către forțele ruse. Această operațiune care duce la distrugerea infrastructurii energetice a Ucrainei nu face altceva, cum am spus, decât să-i forțeze pe ucrainieni să plece din țară. Putin nu va ceda, de-aia și început războiul să ocupe întreaga Ucraina. Nu a început războiul în Donbas și Lugansk, a început războiul la Kiev, deci a vrut să ocupe în primul rând Kievul. El are nevoie de un guvern marionetă la Kiev, care să, prin care să refacă Uniunea Sovietică, cel puțin în partea de est. Lukashenko a dat înapoi cu trupele care le-a avut la graniță și a spus că va doborî dronele care trec pe deasupra Belarusului spre Rusia. Deci e foarte clar obiectivul lui Putin, refacerea, readucerea Belarusului și Ucrainei în cadrul Rusiei. Nu dorește nici poveste de pace. Astea sunt povești, nu există această dorință nici de o parte, nici de cealaltă. Am citit, de exemplu, ce a transmis discursul lui Zelenski odată cu numirea noilor miniștri și înainte de aranjarea guvernamentală, și a spus așa că are nevoie de mai multă interacțiune între guvernul central și comunități, deci se pregătește altă filozofie. În al doilea rând, are în vedere obținerea de rezultate semnificative în producția de arme și acestea trebuie consolidată, această producție. În al treilea rând, relația cu NATO, care și aia trebuie consolidată. În al patrulea rând, relația cu Uniunea Europeană, negocierile reale de aderare. Și în al cincilea rând, trebuie să combine tot ce s-a realizat în relațiile cu partenerii de încredere. Deci viziunea lui Zelenski nu vorbește de pace. Păi dacă nu vorbești de pace, când rearanjezi funcțiile în guvern, când schimbi miniștrii, atunci înseamnă că n-ai obiectiv pacea în perioada imediat următoare. Domnule Alin Niculescu, se poate face pace așa cum s-a dorit în anul 2022 la Istanbul, prin capitularea Ucrainei, prin pierderea acelor zone și cu asta basta, sau ucrainienii sunt îndreptățiți în continuare să spere că în lupta asta, în războiul ăsta cu Rusia, își vor putea recupera integral teritoriile? Recuperarea integrală a teritoriilor nu cred că se poate, cel puțin în momentul ăsta, decât dacă Rusia cedează. Este foarte greu să scoți Rusia dintr-un teritoriu. Asta e o demonstrație istorică. De câte ori s-a întâmplat în istorie? Niciodată. Niciodată. Rusia din secolul XVIII, de la Petru cel Mare, în continuu a fost în expansiune. În continuu a fost în expansiune. Și primul care i-au scos au fost mujahedinii cu ajutor american prin Arabia Saudită. A, vă referiți la războiul din anii 80 din Afganistan. Da, da. Corect, dar acolo ei nu au fost și pe americani, ei nu au vrut, acolo în Afganistan, ei nu au vrut să cucerească teritoriul ăla, să-l introducă în Uniunea Sovietică, ci au vrut un stat tampon împotriva fundamentaliștilor musulmani care urmau să influențeze statele din URSS, din zona vecină Afganistanului, așa zisele stanuri. Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tatarstan, lor de asta, ei de asta au intervenit acolo, pentru a opri o tendință de radicalizare musulmană. Cam ăsta a fost unul din motivele principale, pentru că ei nu aveau neapărat nevoie de Afganistan. Dar Afganistanul e un stat în afara istoriei, în afara civilizației, cu niște reguli și niște o structură socială tribală, încât toată lumea și-a frângât-o acolo de-a lungul istoriei de mii de ani. Și Imperiul Britanic? Tot, și Imperiul Țarist, Imperiul Britanic,
Uniunea Sovietică, Uniunea Sovietică, care era în perioada ei de vârf, la începutul anilor 80, erau foarte puternici, răspând, se luptau pe toate continentele, era în plină efervescență războiul rece, luptau cu americanii peste tot, în America de Sud, peste tot, în Africa, și aici au dat de o chestie care pur și simplu, după câțiva ani de zile, i-a secat de resurse. Și americanii acum, care au plecat rușinos, fugind cu avioanele, cu oameni agățați de roți, adică da, nu, Afganistanul e ceva cu totul aparte. Ori ei niște măsuri radicale distruși tot ceea ce te reține psihologia occidentală și democrația, ori trebuie lăsați în pace, se pare. După 2-3 mii de ani lumea a învățat. Dar revenind, da, revenind la Rusia, Rusia nu poate încheia pace decât în condițiile ei. Așa este obișnuită. Așa cere populația, așa cere mentalul. Acolo este o populație săracă, cu realizări individuale și personale foarte puține, care se mândrește doar cu o realizare a statului, a grupului, a imperiului, a țării. Chiar dacă el trăiește închirpit și are $200 salariu și $100 pensie și nu are ce mânca și sunt sate unde nu o să apară asfaltul nici în următorii 500 de ani. Da? Deci el, și atunci Putin nu poate să zică, să adopte o mentalitate occidentală, să zică hai să încercăm să găsim o soluție, să negociem, uite, ne retragem noi de aici, păstrăm Crimea. Nu poate, va fi distrus de propriul popor, pentru că propriul popor este hrănit de sute de ani, nu mai cu războaie și victorii. Războaie și victorii. Când n-au avut victorii, cei care nu au avut victorii au fost eliminați agresiv. În toată discuția asta apare și domnul Victor Orban, Ungaria, care deține președinția rotativă a Uniunii Europene. Iată, are un lider care din când în când, dacă nu vorbește pe un ton împăciuitor cineva de la Moscova, îl trimite pe domnul Victor Orban să mai lanseze câte o petardă. Haideți să vedem ce mai spune domnul Victor Orban și îl analizăm puțin în ceea ce face și pe domnul Victor Orban. Uniunea Europeană este un proiect de pace, iar acum există un război în Europa, a declarat premierul Victor Orban în Italia la cel de-al 50-lea forum Cernobbio, adăugând că nici războiul, nici migrația nu pot fi ignorate, transmite agenția ungară MTI. Victor Orban a afirmat că dacă așteptăm un plan de pace acceptabil pentru ambele părți în războiul din Ucraina, nu va fi niciodată pace. El a făcut declarațiile la forumul Cernobbio din Ucraina, considerat un mini Davos la care va participa sâmbătă și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care cel mai probabil urmează să-și reia apelurile de a primi mai mult armament pentru a contracara avansul Rusiei în estul Ucrainei. Sper că este aici, avem o relație bună, a spus Orban vineri la Cernobbio, referindu-se la o nouă întâlnire pe care ar putea să o aibă acolo cu Zelensky. Victor Orban a spus că foarte puține războaie din Europa au fost purtate fără comunicare cu părțile beligerante. Iar dacă nu există comunicare, nu există nicio șansă de a pune capăt războiului, astfel încât comunicarea trebuie menținută atât cu Ucraina cât și cu Rusia. Orban a afirmat că obținerea păcii nu ar trebui să înceapă cu un plan de pace. Mai întâi trebuie să existe comunicare, apoi o încetare a focului și abia apoi poate fi elaborat un plan de pace, a adăugat el. Iată, domnul Victor Orban pe afiș, domnule Alin Niculescu, s-a mai întâmplat nimic? Apare domnul Victor Orban să mai întărească niște ipoteze de la Kremlin. Au ieșit așa portavocile de la Kremlin să spună despre pace, despre capitularea Ucrainei, a venit domnul Victor Orban să întărească ideea asta că da, ar trebui să existe pace și bineînțeles că pacea nu poate să mulțumească ambele părți. Orban e foarte sincer, face ceea ce vrea și ce știe de câțiva ani de zile. Este un personaj carismatic, un personaj care are Ungaria la picioare și pe care o controlează. Din păcate pentru el încearcă să joace cărți la o masă mult prea mare pentru el și nu are cărțile necesare. Ultima asta încercare a lui de a se pune în miezul problemei încercând să medieze între Ucraina și Rusia este luată în râs de toată lumea. Rușii se duc și stau de vorbă că le convine să mai apară Putin pe lângă un lider din UE și NATO, oricât de mic și oricât de insignifiant.
În schimb, în Uniunea Europeană și în Occident nu poți. Adică, totuși, haideți să înțelegem, Ungaria, este un stat de 9 milioane de locuitori, cu un PIB jumate cât al României, nu este afiliat din punct de vedere civilizațional niciunui popor din Europa, este un popor venit aici din stepele Asiei, nu este nici latin, nici slav, nici germanic, este pur și simplu un stat care a parazitat această parte a Europei vreme de 1000 de ani și chiar a ajuns să facă parte dintr-un imperiu mare, dar între timp Ungaria nu mai joacă absolut niciun rol din punct de vedere. Și eu sunt uimit cât de des se vorbește despre această țară și despre acest personaj care este absolut minor din punct de vedere economic, din punct de vedere social, din punct de vedere informațional. Este incredibil. El este disperat după resursele Rusiei pentru că nu are resurse, pentru că provincia care îi dădea resurse și care a făcut-o să fie una dintre cele mai bogate țări din Europa, Transilvania, că toată lumea merge la Budapesta în Ungaria și vede clădiri și vede unde erau minele, unde era aurul, unde erau lemnul, unde erau toate resursele, balne, unde tot. Acum este într-un câmp unde le stă bine acolo, în corturi cu cai lor, așa când au venit, că de-aia s-au așezat acolo, că era exact ca în stepă relieful și geografia, dar nu, pur și simplu Orban nu contează, doar deranjează. Da, domnule general, ce jocuri face Victor Orban acum când are și președinția rotativă a Uniunii Europene? Interesul lui național. Exact ce a spus Alin. E, are nevoie de resurse, ei n-au resurse. De fapt, reacția lui Vladimir Putin la ceea ce a spus Orban a venit la Vladivostok, de la forumul economic de acolo, n-a spus Putin că China, Brazilia sau India ar putea ajuta la negocierile de pace. Deci nici poveste de Ungaria. El face niște jocuri mărunte într-o Europa care nu contează la ora actuală, nici în dotare cu armament, nici în chestiuni diplomatice. Uitați-vă, Europa se chinuie cu China. Au adus tot felul de măsuri din astea datorită verzilor, cu mașini electrice, cu orice. Nemții au dat faliment cu mașinile electrice și au reluat producția de mașini pe coardere internă, cu motoare coardere internă. Fără sală sau o lăsat la o parte. Pentru că, practic, din această cauză au pierdut verzii și în Parlamentul European și din această cauză vor pierde și guvernarea alături de Scholz, pentru că, la ora actuală, industria de auto a Germaniei este în pom și pom în aer cu mașinile astea electrice. Să fie foarte clar. Lăsăm la o parte criza de litiu pe care o dirigează China. Am găsit în Serbia litiu, avem nevoie de el și deschidem acolo o exploatare și o să vezi ce bine o să ne fie. O poveste. Astea-s povești. Povești. Clima și tot ce se întâmplă acum la ora actuală au o revenire la anumite, din când în când clima se încălzește, apoi se răcește, apoi iar se încălzește. Sunt aceste salturi climatice care au evoluat de-a lungul timpului. Deci nu este asta problema importantă. Într-adevăr, poluarea este o mare problemă, dar poluarea asta nu înseamnă numai mașini, înseamnă și freon, înseamnă și industrie grea și așa mai departe. Deci lucrurile astea se pot rezolva treptat, nu dintr-o dată, prin oprirea tuturor, pentru că nimeni nu va face lucrul ăsta, cel puțin rău. Deci acest domn Orban, vorba lui Alin, prea mult se bagă, prea mult i-a crescut rangul vorbind de el. Trebuie lăsat omul să-și rezolve treburile în Ucraina, este la ora actuală la conducere, nimeni nu l-a băgat în seamă, a vrut să facă o reuniune a ministrilor de externe la Budapesta, n-a reușit, Borrell s-a opus, deci Europa nu-l vede cu ochi buni pe Orban. Și probabil că ceea ce încearcă el, deși și-a făcut o structură în Parlamentul European, nu are forța de a opri legislația propusă de Comisia Europeană.
Pentru că ați vorbit, domnul general, pentru că ați vorbit despre zona asta de încălzire globală și de energiile astea regenerabile, haideți să vorbim puțin și despre jocurile care se întâmplă, iată, pe piața petrolului, pentru că se întâmplă niște lucruri interesante. Le face Rusia și cu Arabia Saudită pentru a influența prețurile în perioada următoare, doi dintre cei mai mari jucători din OPEC+. Haideți să vedem un scurt material și încercăm să vedem ce se întâmplă și cu piața petrolului. Poate că prietenii noștri care se uită le dăm și o recomandare să mai cumpere mașini pe combustibil fosil sau să nu. Hai să vedem. Organizația țărilor exportatoare de petrol OPEC+, grup condus de Rusia și de Arabia Saudită, a convenit să amâne cu două luni o creștere planificată a producției de petrol, care era programată în octombrie. Efectul a fost instant, pentru că prețurile petrolului au crescut cu dolarul pe baril în piețele internaționale. Decizia OPEC Plus vine la capătul unei perioade lungi în care prețul petrolului a continuat să scadă, iar planul Rusiei și Arabiei Saudite este de a nu crește producția tocmai pentru a menține prețul la nivelul dorit. Prețurile petrolului au scăzut împreună cu alte clase de active din cauza preocupărilor legate de economia globală slabă și de datele slabe din China, cel mai mare importator de petrol din lume. 8 membri ai OPEC Plus, care este alcătuit din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, și aliați conduși de Rusia, care trebuie să crească producția din octombrie, au avut o întâlnire virtuală, joi, a anunțat OPEC într-un comunicat. Cităm, cele 8 țări participante au convenit să-și prelungească reducerile suplimentare voluntare de producție de 2,2 milioane de barili pe zi timp de 2 luni, până la sfârșitul lunii noiembrie 2024, a spus OPEC. Știrea a ridicat prețul petrolului cu peste $1 pe baril, contractele Futures Brent tranzacționând la peste $74 înainte de a-și reduce câștigurile. Prețul petrolului Brent a scăzut miercuri la cel mai redus nivel din acest an. Creșterea de producție planificată de OPEC Plus pentru octombrie era de 180.000 BPD, o fracțiune din producția de 5,86 milioane BPD pe care o reține, egală cu aproximativ 5,7% din cererea globală, pentru a susține piața pe fondul incertitudinii legate de cerere și a ofertei în creștere din afara grupului. Săptămâna trecută, OPEC intenționa să continue planul de creștere a producției de petrol, dar încrederea fragilă a pieței de petrol cu privire la perspectiva unei oferte mai mari din partea OPEC și încheierea unei dispute care stopează exporturile libiene împreună cu perspectivele de slăbire a cererii au stârnit îngrijorare în cadrul grupului, au spus surse. Miniștrii OPEC Plus vor organiza o ședință a grupului pentru a decide politica sa de producție pe 1 decembrie. Da, domnule general, avem o situație, iată, cu petrolul, cu încearcă să influențeze prețul petrolului țările importante, Rusia, Arabia Saudită. Este tot un joc pe care îl face Rusia în contextul acesta mondial al conflictului pe care îl are în Ucraina, conflictului cu Occidentul? Nu, Sorine. Jocul face Arabia Saudită. Arabia Saudită a avut probleme cu administrația Biden, care a oprit importurile, exporturile de tehnică militară către Arabia Saudită. Arabia Saudită are 7 baterii TAP, deci acele de înaltă altitudine, comandate. Biden a oprit aceste exporturi pe care Trump le-a aprobat datorită războiului cu Yemenul. Dovadă că războiul cu Yemenul era bun dacă putii erau înfrânți de către Arabia Saudită și nu mai aveam problemele din Marea Roșie la ora actuală. Atunci Arabia Saudită, regele Salman, s-a îndreptat, a avut două direcții. În primul rând a căutat să repare relația cu Biden și în al doilea rând să-și extindă cooperarea energetică și relațiile de securitate cu Rusia. Dar, vedeți, lucrurile au mers până la un anumit punct, așa cum a dorit regele, prințul Salman, și zic lucrul ăsta de ce? Pentru că au fost reluate exporturile de tehnică militară ale Statelor Unite către Arabia Saudită. Dar în același timp, în 2021, când au fost oprite exporturile, dacă țin bine minte, a încheiat un acord de securitate și cooperare în domeniul militar cu Rusia. Arabia Saudită vrea să aibă și din partea elantă un partener
pentru construcția unei industrii de apărare proprii. Deci, problema este, eu nu fac jocul petrolului. Jocul petrolului este clar. Deci, Salman a vorbit pe 17, cred că pe 17, da, pe 17 iulie, la telefon cu Putin, pentru a menține prețul petrolului și pentru a ține acest embargo al supracreșterii petrolului până la sfârșitul anului acesta. Nu cred că va dura mai mult. Prețul petrolului este stabilizat. Orice manevrare a acestei piețe poate nu va avea consecințe dramatice. Deci zic eu că într-un fel așa trebuie să ne uităm de fapt la ceea ce a fost nemulțumit regele Salman, prințul Salman. Vă aduceți aminte când Barack Obama după planul de negociere cu Iranul a numit aliații din Golf călători liberi în 2016. Deci lucrurile astea au marcat relația dintre Arabia Saudită și practic l-a împins pe Salman să ia o decizie și în favoarea Rusiei. Asta este o decizie luată în favoarea Rusiei ca răspuns la prosta gestionare a relației. Dar acum am revenit cu acordul care este gata dintre Statele Unite, acordul de securitate și apărare dintre Statele Unite și Arabia Saudită, care implică Israelul. Practic, dacă acest acord se semnează, următorul acord este pacea dintre Arabia Saudită și Israel. Vedeți? Lucrurile sunt mult mai complicate. Rusia nu face jocuri. Rusia încearcă să revină în Orientul Mijlociu și a reușit să revină în Siria, parțial. Acum încearcă această relație cu Arabia Saudită pe fondul nemulțumirilor prințului Salman în viziunea sa 2030 de dezvoltare. Ei neavând, a fost o vară foarte grea, cu temperaturi enorme, au importat foarte multă păcură din Rusia. Deci a fost un import masiv de hidrocarburi din Rusia pentru Arabia Saudită ca să-și păstreze nivelul de producție actual și să nu îl crească. Da, domnule Niculescu, care e viziunea noastră despre această asociere, iată, între Rusia și Arabia Saudită pentru a stabiliza cumva lucrurile în favoarea lor, că nu în favoarea americanilor? În primul rând este o relație strict de business, comercială. Sunt cei mai mari exportatori și au cele mai mari rezerve de petrol din lume. Piața mondială de petrol este controlată de ei și atunci își sincronizează și au dat seama că e mai bine să sincronizeze politicile de extracție și de export decât să se concureze, pentru că altfel ar putea să ducă prețul barilului la preț de apă plată, dacă vor, atâta de multe resurse au. Și atunci ei urmăresc menținerea unui preț care să îi avantajeze din punct de vedere comercial. Și Rusia, dar în special Arabia Saudită, își bazează existența pe această resursă. Arabia Saudită este un stat extrem de bogat doar în această resursă. În rest, nu contează foarte mult. Și Rusia acum are nevoie foarte mult de capital pentru a duce acest război și unul din singurele produse pe care le poate vinde pe piață, chiar și sub forma asta dură de embargo, este petrolul, care este o materie primă strict necesară la nivel mondial, fără de care nu se poate mișca nicio țară liberă dacă nu are și nu se poate dezvolta dacă nu are acces la resurse de petrol și gaze, dar în special de petrol. O secundă, domnul general. Deci, după părerea mea, e o relație strict comercială. Acum, jocuri mari, influențe mari, nu. Ei au crescut prețul doar cu $1 pe baril. Deci, de fapt, au făcut acest joc mai mult ca să mențină actualul preț.
Importul de care spunea domnul general este în felul următor. Rusia acum este disperată să vândă și vinde la orice preț. Și oricui. Și oricui. Și Arabia Saudită, care dispune de materie primă, dar nu dispune atât de mult de produse prelucrate, da? Gen păcură, benzină, motorină, a ajuns la o concluzie că mai bine cumpără din Rusia decât să investească pe plan local. Și rușii sunt dispuși să vândă produse derivate la orice preț. Păcura e un produs derivat inferior, pe care l-au într-o măsură extrem de mare. Și în România era păcura, se folosea la încălzire, de când s-au făcut primele descoperiri, la iluminat public. Este un produs petrolier primar și care rezultă ca un rezidu în urma rafinării petrolului. Deci nu e atât de important. Ceea ce e important este faptul că acest actual rege, fost prinț Salman, a făcut o greșeală când a preluat puterea în urma decesului regelui dinainte, de bătrânețe. A fost o luptă internă acolo, ei știți că sunt foarte mulți frați, e stilul acesta oriental medieval, rămas acolo cu soții, cu haremuri, cu mulți frați, și unul reușește să preia puterea în urma unor lupte netransparente de atac, ca să zic așa, în interiorul clanului, familiei. Da, și el a făcut un lucru foarte grav, a ciopărțit un ziarist din Arabia Saudită, care a încercat să adopte o metodă occidentală, să critique anumite aspecte din societatea și din modul de conducere al Arabiei Saudite. El era în Turcia, se refugiase de frică, a fost chemat în ambasadă și a fost pur și simplu ciopărțit. Serviciile de informații și poliția turcă aveau camere în zonă și au arătat cum cărau saci cu părți din acest ziarist. Deci a făcut ceva cu totul abominabil, lucru care și din păcate s-a aflat, din păcate pentru el, s-a aflat la nivel internațional. Turcia aici cred că a avut ceva, o poliță de plătit, pentru că ea a popularizat toată situația, având și toate datele. Și de atunci vă dați seama că Occidentul și lumea civilizată a fost foarte uimită și nu a mai putut să interacționeze cu acest personaj care a hotărât chestia aceasta, acest asasinat, această ciopârțire de tip barbar medieval. Și de aici au pornit problemele cu... Dar Trump a estompat, pentru că Trump e un tip mai pragmatic, a estompat problema. Democrații sunt cei care privesc mai mult aspectele astea morale, pe care pe unii pe planeta asta îi cam deranjează. Gen Putin, gen acest prinț al actual conducător al Arabiei Saudite. Este, după părerea mea, este doar o înțelegere comercială pentru a-și menține prețul la un nivel convenabil pentru cei mai mari exportatori și cei mai mari producători, Arabia Saudită și Rusia. Conchideți, domnule general, vă rog frumos, pe acest subiect, ca să putem trece și la Maia Sandu. Nu e sonor. Ne dați și sonor, vă rugăm frumos. Avem o scurtă întrerupere sau este o problemă de internet? Da, haideți să trecem mai departe, să vedem un scurt material despre ce se întâmplă în Moldova în perspectiva alegerilor din această toamnă. După care, poate până atunci, reușim să refacem conexiunea și cu domnul general, să putem conchide și subiectul trecut cu petrolul și să avem și o părere despre ceea ce se întâmplă cu alegerile din Republica Moldova. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se adresează preoților care fac pelerinaje cu scop electoral la Moscova, îndemnându-i să nu se lase folosiți în activități de destabilizare a Republicii Moldova. Cităm: "Îndemnul meu este ca preoții să nu se lase folosiți în activități de destabilizare a Republicii Moldova, pentru că asemenea acțiuni sunt pedepsite conform legii. Îndemnul meu este ca ei să nu se implice în politică și să lase cetățenii să aleagă ce cred.
ei, adică preoții, să se ocupe de promovarea moralei creștine și să contribuie la pace în societatea noastră, a declarat Maia Sandu. Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse și care a afirmat anterior că nu stă în spatele plecărilor preoților la Moscova, care ar fi organizate de oligarhul fugarii la Șor, la Kremlin, a venit cu precizări referitoare la acest scandal, menționând că Patriarhia Rusă a organizat pelerinaje gratuite pentru a vizita locurile sfinte din Federația Rusă, ci nu cu scop electoral. Cităm: această inițiativă a fost luată cu scopul de a familiariza clerul moldovean cu patrimoniul spiritual și istoric al Bisericii Ortodoxe Ruse și a consolida legăturile frățești între aceste două biserici ortodoxe. Pelerinajele susținute financiar de Patriarhia Rusă nu au avut scopuri electorale sau politice. Ele au fost concepute pentru a sprijini preoții din parohii cu resurse limitate, în special din zonele rurale ale Moldovei, se arată în cel de-al doilea comunicat de presă. Anterior, însă, reprezentanții Mitropoliei Moldovei susțineau că nu cunosc detalii despre pelerinaje, subliniind că condamnă vehement implicarea clericilor în politică sau în activități de propagandă. Reacția a fost făcută publică la 3 zile de la declanșarea scandalului. Cităm: în urma apariției în presa unor informații eronate legate de pelerinajele recent efectuate de mai mulți preoți din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova în Federația Rusă, dorim să subliniem că aceste pelerinaje nu au fost organizate sau coordonate de către Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove. În contextul în care unii ar putea percepe aceste pelerinaje ca având o tentă politică, dorim să subliniem cu fermitate poziția Mitropoliei. Biserica Ortodoxă condamnă vehement implicarea clericilor în politică sau în activități de propagandă, au transmis reprezentanții Mitropoliei de la Chișinău. Scandalul a fost târnit în data de 19 august, după o investigație de presă care a relatat că zeci de preoți ai Mitropoliei Moldovei pleacă în Rusia. Deplasările ar fi fost organizate de oligarhul fugar Ilan Șor împreună cu Patriarhia Rusă, apropiată regimului de la Kremlin, cu scopul de a folosi ulterior fețele bisericești în scopuri electorale, în timpul alegerilor prezidențiale, dar și al referendumului pe tema aderării țării la Uniunea Europeană, ambele exerciții electorale având loc pe 20 octombrie. Da, domnule Alin Niculescu, să fi fost o strigare a Patriarhului Kiril către oastea sa de preoți din Moldova, ce să fie? Asta când aud cu ortodoxia rusă, deci trebuie să înțelegem că în Rusia nu mai există credință ortodoxă reală, preoți reală. Acolo este o unitate militară, însutană, înregimentată de pe vremea comuniștilor din anii 20-30, când au eradicat absolut toată elita veche, religioasă, toți preoții, toți stareții de mănăstiri, toți mitropoliții, toți au fost asasinați și au fost puși în loc niște ofițeri de informație NKVD. Acolo totul este militarizat, are un singur scop această biserică ortodoxă rusă, de a controla societatea rusă în primul rând, pentru că ca și la noi, te duci la biserică, mărturisești ce ai făcut pe bine, acolo. Bine, oamenii mai au credință, probabil că nu mai au preoții sau oamenii, nu pot. Ca și în România, oamenii mai au credință, dar acolo totul este controlat. Adică nu poți să devii preot decât într-o structură și făcând exact ceea ce ți se spune. Acolo, trebuie să înțelegem, acolo este un patriarh care sfințește bombe, care este de acord cu trimiterea de populații musulmane în speță ceceni, care să distrugă frații ucrainieni care sunt ortodoxi, care spun că a te duce și a omorâ ucrainieni care sunt frații lor ortodoxi și cu alături de care sunt îngemănați de la crearea statului rus, este foarte bine să te duci să-i omori și să îi cucerești. Sunt de acord să se distrugă biserici. Deci nu există ortodoxie. Este pur și simplu un instrument de propagandă și de control în fostul Imperiu Sovietic. De aceea și în Republica Moldova, această biserică care este aservită Moscovei, face numai politica Moscovei. Și susține subteran agresiunea Rusiei în Ucraina. Și ar susține-o și în Moldova. Deci este un instrument de propagandă și control al Rusiei. Inițial Rusia comunistă, URSS, și acum al elitei sovietice, fost sovietice și elita
de servicii secrete și de business a lui Putin. Nu există altceva. Acolo nu există fir de credință reală în Dumnezeu. Este, totul este controlat. De ce este atât de importantă Moldova, Transnistria pentru, pentru Rusia? Hai să explicăm un pic, am mai vorbit despre asta, dar vedem că e o miză foarte, foarte mare pentru ei. Adică nu lasă niciun scrutin de alegeri să treacă fără să lupte cu mijloacele acestea. Bineînțeles, au încercat asta și în Ucraina, am văzut. Când nu le-a mai ieșit, au intrat cu tancurile. Au încercat în Ucraina, primul președinte care a fost ales liber, fără acordul lor, a fost otrăvit și mutilat la față, undeva la începutul anilor, finalul anilor 90, început de an 2000. Deci a fost pur și simplu mutilat, abia a scăpat, a fost otrăvit tot așa cu substanțe din astea chimice, radioactive, ceva în stilul abominabil pe care l-au făcut până de curând. Trebuie să înțelegeți că pentru această elită rusă de servicii secrete, posesiunile Imperiului din Europa sunt ca un fel de perle ale coroanei. Până la urmă, Republica Moldova este singura republică din fostul RSS care avea legături cu vechea Europa. E o populație veche, latină, care, cum să vă spun, adică sunt frați cu italienii, cu francezii, cu spaniolii, cu portughezii, cu românii. Deci pentru ei era un fel de mărgăritar la butonieră să aibă o republică din asta unde e o populație veche latină. Ei având oricum sute de mii de etnii asiatice sub control din Caucaz până în fundul Siberiei. Deci ei sunt pur și simplu, ei își dau seama că singura lor zonă civilizată și de unde pot să ia populație creștină, europeană, îndreptată spre muncă și care e apropiată mentalului lor vechi, ortodox și european, sunt Ucraina și Republica Moldova. Și cu Republica Moldova, ei au fost uimiți că s-au unit cu România în 1918, atunci, și de atunci în continuu au atacat România subversiv în anii 20, 30, 40. În continuu au făcut tot felul de au avut tot felul de pretenții și au lucrat subversiv la adresa României și a statalității României și în continuu vor să nege existența României. Au creat aceasta și a zis etnie moldovenească, care e un popor diferit și că acum elitele din Moldova, Maia Sandu, vrea să deznaționalizeze Moldova, să o transforme în România, un concept absolut sinistru care e propagat puternic de comuniști încă din anii 20 cu acest moldovenism. Ei sunt clar români, dar mentalul colectiv în Moldova și acum nu se consideră români. În 2014, 7% la recensământul de acum 10 ani s-au declarat români. 7%! Și 78% s-au declarat moldoveni. Acum recensământul tocmai s-a încheiat, nu știu exact dacă s-au dat rezultatele, dar nu cred că o să fie mai mult de 20-25% și asta datorită faptului că a venit acest război dur cu Ucraina și și-au dat seama ce poate Rusia și au văzut și ajutorul dat de România, că ei, marea majoritate, știu, cu toate că nu se spune așa masiv, acolo se aprinde becul, merge aragazul, economia cât de cât trăiește, lumea cât de cât o duce bine datorită României, prin faptul că le-am dat resurse de gaz, le-am dat curent electric, prin faptul că 1 milion au cetățenie și copiilor și ei pleacă în Europa să muncească și fac remiteri de miliarde de euro în Republica Moldova, faptul că se educă aici, dar cu toate acestea ei nu se declară români, se declară moldoveni. Atât de dur a fost spălarea pe creier și atât de dur a fost propaganda antiromânească acolo vreme de nu din 40 sau din 44 de când au luat din nou provincia, ci de 1812, de când au pus mâna pe teritoriu. De atunci ce deznaționalizează românii. De atunci îi consideră inferiori, îi consideră... De atunci rusul a fost pus în oraș și a controlat. De aia și acum în Moldova, dacă te duci în marile orașe, se vorbește foarte tare rusă. Dacă te duci la țară, se vorbește română. Pentru că populațiile ruși au fost aduși din tot fostul Imperiu Sovietic din anii 50 până în anii 90 și au fost aduși special pentru a controla, pentru a lucra în industrie, pentru a lucra în administrație.
pentru a lucra în mass media, ei controlează tot. Și acum moldovenii încă spun că ei nu sunt români. În masă, adică trei sferturi să spui că nu ești român, ești moldovean, este ceva incredibil după 30 și ceva de ani. Da, haideți să vedem dacă putem să intrăm în direct și cu domnul general Alexandru Grumaz. Reușim? Ne auziți, domnul general? Vă auziți? Da, vă auzim. Vă auzim. Bun, asta e. Băi, tehnica asta e foarte sofisticată. Intri pe ea, îi tai sonorul, îi lași imaginea. Dă din gură, nu înțelege nimeni nimic. Domnul general, aveți grijă să n-aveți pe acolo vreun troll de la unitate de lângă vreun Moscova. Vreun hacker. Care vă taie sonorul, domnul general. Vreun doppelganger din ăsta v-a clonat. Exact. Vedeți că... Mi-a plăcut ce te-am auzit. Parțial te-am auzit spre final. Băi, noi n-am fost capabili. Eu care credeam că în 90 o să ne unim, atunci era momentul, n-a făcut Iliescu pasul să ne unim. Cum a făcut un pod de flori... N-aveam cum, domnul general. La un picior de lemn. N-aveam cum, domnul. Ascultă-mă pe mine că eram în minister. Știu foarte bine atunci. Mi-aduc aminte de generalul Lebed, care a spus că în 4 ore la București... Pe Lebed. Scuză-mă, dar nu el este. Ucrainienii s-au opus atunci la unirea noastră. Bineînțeles că jumate din Basarabia e la ei. Vezi? Nordul și Sudul. Bun. Ca să încheiem subiectul dinainte. Dom'le, administrația Biden, cât mai este la ora actuală la butoane la Casa Albă, vrea să aducă Arabia Saudită ca lider regional, ceea ce înseamnă pentru relația bilaterală dintre Statele Unite și Arabia Saudită un succes, cât și pentru ceea ce poate face Arabia Saudită pentru inițiativele de integrare regională, inclusiv în relația cu Israel. Cât privește Moldova, cred că Alina a dat cea mai bună definiție a situației actuale. Păi cum să pierdem parlamentarul moldovean, propriul scaun din propriul parlament? Unde mai mănânci o pâine bună ca la guvernul de la Chișinău? Deci lucrurile astea... Cu subsidii din România. Cu subsidii din România și de la Uniunea Europeană. Cu subsidii din Pentru România. Pentru că Republica Moldova e un stat care nu se poate autosusține. Așa e. Deci este subvenționat masiv. Îmbrățișez complet tot expozeul lui Alin. Da. Vă mulțumesc foarte mult, domnule general, că sunteți... prietenul emisiunii noastre, vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Ce să fac? Dacă Dumnezeu ne ajută să ne vedem și lunea viitoare. Lunea am mai puțină treabă de făcut, iar când sunt în compania unui profesor ca Alin, mă bucur pentru că mai învăț și eu din emisiunea asta lucruri. Nu numai cei care ne ascultă învață, ci învățăm și noi cei care categoric ne reproducem pe acest, datorită moderatorului, trai și tu, pentru că temele astea, eu vreau să spun o chestiune. Eu, subiectul ăsta cu Arabia Saudită, voi scrie un material în evenimentul zilei săptămâna viitoare. O să-l urmărim și noi și cei care ne privesc pe noi, îi rugăm să citească ce mai scrieți și acolo. Vă mulțumim foarte frumos, domnule general. Vă salut. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Alin Niculescu, că ați răpit din timpul dumneavoastră prețios să fiți alături de noi aici la Sens TV. Dragi prieteni, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați stat alături de noi, iată, timp de aproape 2 ore să urmărim câteva chestiuni de importanță mondială și să le aducem în atenție și să le analizăm din diverse unghiuri de vedere. Nu uitați, de la ora 22, în fiecare zi de luni până vineri, aici la Sens TV puteți urmări emisiunea Astrologica, iar noi ne întâlnim în fiecare seară de la ora 20 de luni până miercuri să facem Sens Național. Dacă nu ați văzut emisiunea integral, vă invit pe canalul nostru de YouTube, Sens TV Ro, unde puteți urmări toate emisiunile Sens Național și la emisiunea de astăzi puteți intra să comentați și nu uitați, la final, dacă încă nu v-ați abonat, să vă abonați. Pe mine mă găsiți online, Sorin Maniaro, dacă vă face plăcere să vă abonați și la ceea ce mai public acolo, vă aștept cu drag. Ne reîntâlnim marți la ora 20 aici la Sens Național. La revedere!